Alexandru Dumas, Allen Vânătorul, capitolul 14, cei doi cu metri. Oare nădejdea nemărturisită a tânărului de a-și alunga tristețea lângă Jean-Marie să fi fost rodul unor gânduri zămislite mai de mult, pornite din acel germen al răului ce se lășluiește totdeauna într-un colț al inimii? N-am putea să o spunem. Un lucru este sigur, anume că Monplet a simțit o mare ciudă când și-a dat seama că tânăra văduvă nu va fi o pradă atât de ușoară cum își închipuise. La această ciudă s-a adăugat nerăbdarea, apoi adânca mâhnire de a nu o mai vedea. Văduva izbutise într-atât să-i aline durerea, să îndulcească singurătatea, încât nu se mai putea lipsi de prezența ei. Fără să fi primit o educație aleasă, Jean-Marie primise în schimb de la natură un suflet delicat și o fire blândă, care îl mișcaseră pe tânărul vânător, fără ca acesta să-și dea seama, iar acum, văzând că nu o va putea avea ca ibovnică, și-ar fi dorit să o păstreze cel puțin ca prietenă. Dar să se însoare cu ea nici nu-i trecea prin minte. Egoist cum era, nu-și punea deloc întrebarea dacă această comuniune de simțăminte, în care unul nu aducea decât prietenia, iar celălalt dragostea, ar fi putut mulțumi sufletul tinerei văduve. Nu. Devotamentul blând al Jeanei îl făcea să se simtă bine și el dorea ca lucrurile să rămână așa. După 8 zile de lipsă, îl trimise pe Jean la maică-sa să o întrebe de ce nu ai dăduse de atâta vreme pe la Gabion. Văduva se mulțumi să-i răspundă că unchiul Lango avea unele bănuieli, că zăvora ușile, că pe viitor nu va mai fi cu putință să vină la Allen. E tare ciudat felul în care înțelegem noi cinstea la bărbați și cum o înțelegem la femei. Să luăm de pildă pe Allen, care era nu numai un om cinstit, dar și un om cu suflet bun. Pe Allen, care, punându-și viața în primejdie, salvase un copil de la moarte și îl înapoiase mamei sale. Pe Allen, care găsise la aceste două ființe niște sentimente rar întâlnite în lumea modernă. Recunoștința și devotamentul. Pe Allen, care, drept răsplată, avea să ne cinstească virtutea și care, foarte simplu și firesc, fără să cugete la răul ce-l săvârșește, se folosea de copil pentru a o duce pe mamă la pierzanie. Dacă Monplet își împlinea dorința, el rămânea un om cinstit, căruia toată lumea va continua să întindă mâna, în vreme ce Jean-Marie va purta stigmatul de femeie pierdută și toată lumea îi va întoarce spatele. Copilul îi aduse tânărului vânător răspunsul mamei sale. Allen se necăji și mai tare. În dragostea lui se strecură o umbră de ură. Nu se lăsa el înșelat de așa zisa vigilența lui Lango. Dacă Jean-Marie nu vrea să mai vină la el, se gândi că putea merge el la ea. Dar pentru asta trebuia să se însănătoșească. Odată luată această hotărâre, ajutat și de voință, se puse repede pe picioare, de altfel, Allen era nevoit să-și reia cât mai grabnic munca. În timp ce zăcuse la pat, Enin îi purtase de grijă. Acum trebuia să-i înapoieze marinarului, om nevoiaș, mica sumă pe care acesta o cheltuise cu el. Chiar a doua zi, după ce Jean-Marie refuzase să mai vină la Gabion, el își adună puterile și cu toate împotrivirile musului, care devenise mentor pentru acest aspru Telemac, hotărâ să părăsească patul. Starea de slăbiciune în care se afla nu i-ar fi îngăduit să se aventureze până la bancurile de nisip, așadar, ajutat de Jean, început să caute vânatul prin laștina din preajma casei sale, tânărul și copilul împletiră câteva sute de lațuri din iarbă de mare, le așezară prin locurile căutate de becațe, locuri ușor de recunoscut după urmele picioarelor lăsate de acestea, sosise vremea migrației și mlaștina era înțesată de ele. Musul transporta vânatul la negustorul din Isinii și aducea banii. La rândul său, Allen se ducea în fiecare seară la Maisi și cu toate că își repeta lui însuși că nu iubea pe văduvă, se purta ca un îndrăgostit, dând neîncetat târcoale pe lângă casa lui Lango. Dar oricât de plăcută era această prezență de îndată ce îl zărea, Jean-Marie se ascundea tocmai în fundul prăvăliei, iar prăvălia era atât de întunecoasă, cu geamurile ei opace,
încât privirile lui Allen nu puteau răzbate până acolo. Furios că nu îi izbuteau manevrele, Allen se ducea să-și petreacă restul serii la Henin și le scodea pe bătrânul contramaestru, vrând să afle de la el pricina pentru care Jean-Marie era zăvorâtă cu atâta strășnicie de unchiul ei. Bătrânul marinar nu-i dădea niciun fel de răspuns, dar după plecarea lui Allen, râdea pe sub mustață și își freca vesel mâinile, bucuros că își vede prietenul pornit din propriul imbold, cel puțin așa credea, pe calea dorită de el. Era într-o seară pe la ceasurile 8. Ploua. Mica piață din Maisy era pustie, iar Allen, încredințat că nu-l vede nimeni, își lipise fața de fereastră, nădăjduind s-o vadă pe Jean. Aceasta îl zărise pe Allen venind și, hotărâtă să nu dea ochii cu el, nu se mulțumi să se ducă în fundul prăvăliei, ci se retrase la ea în cameră. Descumpănit, Allen era pe cale să se îndepărteze, un zgomot de pași îl făcu să se întoarcă. Se ascunse în întuneric și zări un bărbat care, strecurându-se pe lângă zidurile caselor, ajunse la prăvălia cămătarului și ciocăni în ușă. Cu toate că bărbatul era înveșmântat într-o pelerină largă, cenușie, cum poartă țăranii la drum, tânărul îl recunoscu pe cel ce se apropia. Era Richard, avocatul din Isigny, cel pe care îl însărcinase să-i apere interesele împotriva lui Lango, cel pe care îl întâlnise Enin cu un sac de bani la subsoară, stând de vorbă cu cămătarul pe drumul de la Saint-Lô, venise la Thomas Lango. Allen se furișă după colțul casei, totul s-a petrecut atât de repede încât Richard nici n-a avut timp să-l vadă sau, dacă l-a văzut, nu l-a recunoscut. Richard intră. Băcanul stătea așezat lângă foc. Își înălță privirea crezând că are de-a face cu vreun client, dar întâlnind privirea bagiocoritoare a avocatului de sub borurile largi ale pălăriei, băcanul tresări. A, tot tu ești, Richard. Apoi ușa s-a închis și Allen n-a mai auzit nimic. Cei doi bărbați au rămas o clipă în picioare, între ei se încinsese o discuție aprinsă. Până la urmă, Thomas Lango păru că se dă bătut, se îndreptă spre ușă, o deschise și ieși să tragă obloanele, după ce astupă ușa, trecu la ferestre, ca să nu se mai poată vedea nimic de afară, apoi intră și închise ușa cu grijă. Allen încercă să privească în prăvălie prin crăpăturile obloanelor, dar fiind nevoit adesea să-și tăinuiască faptele față de curiozitatea vecinilor, băcanul își luase toate măsurile de prevedere. Cei doi dușmani ai lui Allen se aflau doar la 4 pași de el. Discuția lor valora pentru el o avere și el nu putea să o asculte. Să mor de ciudă, nu alta. Allen căuta un mijloc să pătrundă în casă, dar nu izbutea să-l găsească. Din toată casa nu cunoștea decât prăvălia, unde intrase ori de câte ori avusese treburi cu cămătarul, dar acesta era prea bănuitor ca să-l fi lăsat să treacă dincolo de prăvălie. Deodată îl zări pe micul Jean, care, întorcându-se de la Isigny și negăsindu-l pe Allen la Gabion, crezuse că acesta e plecat la vânătoare și dăduse fuga să-și vadă mama. Allen îi ieși în întâmpinare zicându-i, micul meu Jean, știi cumva pe unde s-ar putea intra în casa unchiului Lango? Dumneavoastră, la domnul Lango, ce vreți să faceți? Întrebă copilul speriat. Nu te interesează, vreau doar să-mi spui dacă se poate intra la el și dacă există un loc de unde să pot vedea ce se întâmplă în prăvălie și să aud ce se vorbește acolo. Doamne ferește, spuse copilul, ar trebui să vă urcați tocmai pe acoperiș. Și arătă spre lucarna podului, dar lucarna era bine ferecată. Acolo? Întreba Allen, pe unde pot ajunge acolo? Pe aici nu e cu putință, răspunse băiatul, fereastra e închisă pe dinăuntru. La naiba văd și eu, asta mă scoate din minți. Dar se poate prin curte, spuse copilul. Se poate? Nimic mai ușor. Scara este pe din afară? Da. Există vreo ușă la podul ăsta? E o ușă veche care nici nu se închide. Pe unde se intră în curte? Trebuie să te cațări mai întâi pe zidul grădinii. O să ne cățărăm. Atunci haideți. Haidem. Pornirea împreună în pas alergător către o ulicioară ce dădea spre câmp.